Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, ora de veche, 1 aprilie, odinioară era ziua păcălelilor, acum nu-i mai arde nimănui de păcăleli. Uitam că guvernul, nu știu care, din Thailanda sau nu știu după unde, condamnă la 5 ani de închisoare pe cel care îndrăznește să glumească de 1 aprilie. Mă gândesc că 1 aprilie ar trebui să fie o zi tristă pentru noi, pentru că e ziua Catinului Românesc, masacrul de la Fântâna Albă, în Bucovina de Nord, unde între 2.000 și 4.000 de români, diferă cifrele în funcție de sursă, au fost uciși de către trupele sovietice când încercau să treacă granița din URSS în România. Și mă gândesc că despre acest masacru de la Fântâna Albă nici măcar nu scrie nimic în cărțile de istorie, așa suntem de ingrați. Nu mai vorbesc de cum întreținem noi mormintele și casele memoriale. Exact. Și bătaia de joc, că nu poți numi așa. Altfel decât așa, bătaia de joc. Da. Ne-am luat cu coronavirusul și a trecut 27 martie și n-am vorbit. Bine, pe 27 eram în weekend. Există o explicație. Sau nu, nu eram în weekend. Mint. Ne-am luat cu coronavirus și am uitat că pe 27 martie 1918 Basarabia s-a unit cu România și a însemnat ceva asta. După aceea am cedat-o fără niciun glonț, că așa e România noastră. Asta vitează și lasă. Și mai vreau să spun până începe Adrian, pentru că merită. Astăzi, la cimitirul Père Lachaise, în Paris, a fost ars Paul Goma, a participat doar fiul său, Filip Goma. Știți că la vreme de coronavirus așa te mormântează, la noi cu 8 oameni, la Paris cu mai puțin. Cenușa, urna cu cenușă va fi depusă în columbarium de la Père Lachaise, alături de cea soției sale, Ana Goma. Și asta aflăm de la Marilena Rotaru. România l-a lăsat tot necetățean român, l-a decorat Basarabia, Republica Moldova, și s-a ocupat Arhiepiscopia din Paris totuși de funeralii, pentru că altfel probabil că nici pe acestea nu le-ar fi avut, așa cum sunt ele modeste. Bun, acum ăștia suntem noi. Suntem un popor care nu știm încotro mergem și de unde venim. Prea bine. Cred că e un termen tot făcut de tot de ăștia din Est. Suntem mancurți. Da. Știi? Bun, e o dragă istorie și cu termenul ăsta, că se pare că le punea o piele de cămilă de ceva pe cap și nu mai știau ce-i cu ei. E foarte interesant. În primul rând, înainte să încep, că e o emisiune pe care, nu știu, poate o reușim să o dăm mai special așa. Treaba asta cu 1 aprilie, faptul că se fac glume de 1 aprilie și glumele sunt mai stupide sau mai puțin, până la urmă e o vulgarizare. Cred că ce a început este... A început cu bufonii de la curte, care în engleză se cheamă jester. Și ziua bufonilor, de exemplu, așa cred eu că a început toată treaba asta. Și bufonii ăștia aveau un rol foarte bine stabilit. Și dacă tot zic că nu vreau să bat câmpii de pămân așa, încerc să adâncesc un pic problemele și din punctul ăsta de vedere lumea zice unor că bat câmpii. Da, poate că și bat, habar n-am. Până la urmă, azi am voie. E dreptul tău, nu? Care-i treaba cu tot, a pornit de la rege. Dar de fapt n-a pornit nici de la regi. A pornit de la... Puneți toate, a pornit de la Dumnezeu, să nu vorbim vorbe prea mari. Pe vremea respectivă, regii erau considerați reprezentanții lui Dumnezeu, știi? Asta înainte să vină, radicalii și să ne spună că nu, bă, cine ăsta, ne simțiți, nu vedeți că dacă îl împunge se sânge și e un idiot și se și îmbată, umblă cu femei, e la fel ca voi, mă, amărâților. Răsculați-vă, voi ropsiți ai soarte. Dar înainte să se întâmple această răzmeriță, regii erau reprezentanții lui Dumnezeu. În orice caz, nu erau că erau reprezentanți. Unșii lui Dumnezeu. Da, erau unșii lui Dumnezeu.
Ce făceau ei acolo e că lumea se închina la ei așa, ca și cum, respectându-i pe ei, respecta faptul că au un conducător, e dat de sus, venea pe linie maternă în cele mai multe cazuri. Nu ca în mizeria asta de spațiu de aici unde boierii puneau, știi? Adică asta din start, aici a fost greșită din start. De-aia și suntem în halul în care suntem, unul dintre motive, mă rog. Dar să revin la asta. Și atunci, tu când venea, trecea regele pe acolo, prea reușeai să-i spui, băi, amarule, vezi că, uite, greșești. Că trebuia să fii respectos. Și atunci au inventat... Bufonă. Au inventat această... Și era o instituție. Da? Nu era, deci nu erau trași din burică ăștia. Era o instituție. Puteau să spună absolut orice, fără să fie pedepsiți. Exact. Și dacă erau niște bufoni inteligenți, că nu erau tâmpiți. Ideea era să nu fii tâmpit și să-i spui regelui, fără să-l umilești prea tare, că dacă se enerva, ți-o dădea, nu ți-o dădea pe loc, dar ți-o dădea după aia. Să-i spui regelui când greșește. Și dacă regele era suficient de inteligent, se vedea negru în fața ochilor pe moment, dar după aia înțelegea că de fapt i s-a făcut un bine. Inteligența asta nu... Dacă inteligența aia luciferică, nu e bună. Dar nu vorbeam de inteligență luciferică. Adică lumea nu-i deloc luciferic să-ți dai seama că atunci când te-a criticat cineva, te-a enervat pe moment, dar... Acum, pe vremuri, să știi că... Judeci, vezi că e bună, știi? Pe vremuri când lovea, când țările erau lovite de molimă sau de evenimente, pierderi de recolte, inundații, nebunii din astea, împărații chinezi, care erau ok, deci nu aia când degenerau, era varză și pe la ei. Deci dinastiile cu împărați care încă mai funcționau și erau încă legați de divin, ca să zic așa. Uh-huh. Nu luaseră razna pe ulei cu totul. Și ce făceau? Își impunau, ori se autoflagela, ori făceau posturi îndelungate, ori se, într-un fel sau altul, luau asupra lor pedepsele pe care le spuneau, pe care le primeau, pentru că erau considerate că vin de sus. Ei erau reprezentanții poporului în fața divinului și atunci evident că nu-i bătea pe ei, dar își asumau că făcuseră ceva greșit și încercau să îndrepte lucrurile. Bineînțeles că noi, care am fost încet încet învățați că nu există decât ceea ce vezi, prostule, nimic altceva, am uitat. Acum ca să revin. Și atunci bufonii ăștia aveau un rol absolut crucial în a menține acești regi cu picioarele pe pământ. Ăștia sunt bufoni. Vezi, în vremurile acestea de astăzi, tinerii pot afla despre bufon doar dacă se uită, să zicem, la piesele lui Shakespeare, la Molière, la Lope de Vega, la piesele de teatru vechi, unde mai găsești câte un bufon care își face treaba. Și chiar dacă nu înțeleg din prima, pot să întrebe. Tati, mami, domn profesor, am văzut pe... Tati, mami, domn profesor? Adică ori întreabă acasă, ori întreabă la școală, întreabă undeva, nu? Pentru că n-au de unde să știe. Nu. Nu poți spui că văzând bufonul la lucru, înțeleg ce-i cu el. În orice caz, noi astăzi asta o să fim. Cu alte cuvinte, nu le luați în serios. O să fie o emisiune astăzi, 1 aprilie. O aiureală, totală. Deci dacă aveți senzația că o să fie ceva serios în emisiunea asta, abar n-am, fiecare cu... O să fie printre rânduri. Fiecare cu... O să-ți fac un compliment? Fără vorbești inutil niciodată, nu-ți bați gura de aia de cântești. Nu fă complimente, că eu mă simt foarte jenat când îmi face lumea complimente, mai ales în public. Păi ce compliment este? Ți-am zis că nu vorbești de aia, adică am spus un lucru real. Deci acum ăștia suntem, asta o să fie emisiunea. Un lucru foarte serios ăsta, să fii bufon și să iei... A, bine că am spus lucrurile serioase la început, că dacă nu ziceam ce am zis la început despre... Nu, că eu vreau să continui albă cu... și... Deci ce foarte interesant un aspect legat de Fântâna Albă, eu l-am mai pomenit la un eveniment acum vreo 2 ani, cred, legat tot de acest masacru. Lumea... Sunt mai multe niveluri de adevăr. Spuneai într-o emisiune că, domne, adevărul meu, adevărul tău, eu nu cred în chestia asta. Eu cred că adevărul e unul singur și e pe nivelul de cunoaștere. Pentru un nivel de cunoaștere, adevărul e ăla pentru toată lumea. Că eu vreau să-l strâmb. Bun, acum... Eu spuneam că există o teorie, nu că mi-o însușesc. Există foarte mulți care își doresc ca, și spun, Gelu Ruscanu spune la Camil Petrescu,
citat ghilimele, deci nu am un cuvânt schimbat, adevărul e de partea fiecăruia. Ce porcărie casa cum să fie de partea fiecăruia. Bun, acum, iarăși, tragem zeghea, ne numim Dragnea Liviu. Are și al treilea nume, nu mai știu. Vezi că încep încet, încet. Nicolae Liviu Dragnea. Încet, încet, unele lucruri nu se mai țin minte. Știi nu e bine, că pe mine, că mă cheamă ca pe tata Nicolae. Nu-mi place. N-are nicio legătură cu nimic. Nu? De ce să-l chem Nicolae? Pune zeghea pe noi și ne zice, uite, adevărul meu e că eu sunt marele împărat. Nu ești, mă. Dar să știi că și el știa că nu-i marele împărat. A știut totdeauna. Nu știu. În sfârșit, nu vreau să-l aduc foarte tare în discuție. Încerc să spun că nu avem cum să avem fiecare un adevăr. Bun, avem circumstanțe, privim lucrurile dintr-un punct de vedere, pe baza, mă rog, și când le privim cinstit, le privim plecând de la niște virtuți pe care ne le validăm, niște puncte de vedere, o existență pe care o validăm, o experiență și mai departe, dar ea e diferită pentru fiecare și din cauza asta putem să avem, adevărul, părerea mea e ca un munte. Poți să mergi pe multe cărări să ajungi în vârf. Și la un moment dat s-ar putea că de pe cărări diferite nu te vezi. Dar el e acolo și e acel. În sfârșit, nu vreau să fiu prea filozofic, că băieții ăștia sunt în ziua, nu știu cât, de carantină și cred că încep să devină grele. Foarte interesant, cu masacrul ăsta de la Fântână Albă, este că la începutul anului 41, citesc, NKVD a lansat zvonul potrivit cărora sovietice ar fi permis trecerea granței în România. Foarte important. O grămadă de istorii spun asta. Și au fost niște incidente la graniță înainte de 1 aprilie. Bun, și ca urmare a acestor zvonuri pe care le răspundeau chiar ei, au strâns niște oameni din niște sate și au vrut să treacă. Cu steagă albă în față, cu tot dichisul, cu copii, cu de toate după ei. Da? Deci ăștia nu erau teroriști, nu erau turbați, erau niște oameni care ziceau, domne, dacă s-a zvonit, noi credem ce spun. Au fost niște oameni induși în eroare. De bună credință și noi vrem în România, că cu ăștia, cu bolșevici, ăștia nenorociți, spun, noi nu ne simțim bine. Și s-au îndreptat spre graniță, unde i-au mitraliat. Asta s-a întâmplat. I-au somat. Au spintecat cu sabia și a băgat frumos în gropi. Acum. Și povestea cu somația e relatată, dar da, nu știi dacă așa a fost. Da. Da? Sunt mai multe unii că zic trebuie așa, să te acoperi într-un fel. Bun, când au murit atâția oameni. Spui, domnule, întâi am somat și nu s-au conformat. Dacă te uiți, e foarte greu de înțeles ce aveau oamenii ăștia, de ce acționau în felul ăsta, ce aveau cu ei. Și răspunsul e, doamne, nu aveau nimic cu ei, în principiu. Nu aveau nimic cu ei. Cum nu aveau nimic cu oamenii pe care i-au înfometat la Holodomor, în 32-33. Inclusiv moldoveni, ceva mai puțin decât ucrainieni. Au murit 7 milioane sau cât de oameni într-o singură iarnă. Ce aveau cu ei? Nu aveau nimic cu ei. Pentru că oamenii ăștia nu acționau. Bun, ura întotdeauna avea un obiect la nivel, după părerea mea, iarăși părerea mea, la nivel de interacțiune umană. Bivolul care te bătea în închisoare, animalul care nu se făcea, ăla te ura, pentru că el trebuia să aibă un motor. Te ura pentru că așa i-a zis, pentru că era un cretin, pentru că ăsta era rolul pe care l-a dat până la urmă istoria, că ei toți erau celule, dar priviți un pic mai de sus, nu erau celule, erau o clasă de ființe care făceau un anumit job. Și lumea zice totul bine, dar de ce au făcut chestia asta? Că n-are niciun sens să distrugi o țară. N-are niciun sens să distrugi distrugi țesătura din care e făcută societatea, pentru că tu până la urmă e greu să o restaurezi pe aia. A crescut în ani. Și de ce făceau chestia asta? Dacă tot ajunsese la putere, puteau să beneficieze, pentru că răspunsul e foarte greu de înțeles. Astea nu erau nu din cauza că urau pe cineva neapărat. Și pentru că rolul lor era un soi de purificare prin distrugere pe care de altfel Marx o propovăduia în afara măgăriei ăleia de manifest comunist. Prin operele sale, omul ăsta a scris poezii și a scris și o piesă de teatru. Foarte interesant. Marx, dar nu era mai puțin demon. Marx și Satan. Exact. Scrisă de pastorul Wundbrand. E o carte pe care toată lumea, cred că dacă vrea să înțeleagă comunismul, ar trebui să bagi un ochi pe acolo, să o citească. Dar nu, când sintagma asta cu băgat ochiului, cred că este o prostie. Ar trebui să reflecte un pic că... Nu, eu am altă sintagmă. Ar trebui să-și bage picioarele în apă rece și să ia această carte.
Deci înțelege multe. Cuvintele și lucrurile de acolo, eu nu le-aș considera așa niște vorbe în vânt. Și atunci, dacă omul ăsta, și vorbesc de Marx, era atât de plin de ură la adresa omenirii și gândurile lui erau atât de negre ca cele exprimate în aia e creația, ca zic așa, a lui. Acum, cum vine creația și când ne apucăm, de ce scriem și cine scrie și cum, altă discuție. E o discuție destul de interesantă, da. Omul oricum se pare că era, ca zic așa, posedat de ceva ură la adresa umanității. Asta vreau să spun, că îmi sugerează ideea de posesie și îmi sugerează ideea de dicte automat. Da, de ceva care îl depășește, dar se așterne pe hârtie și îl cuprinde. Bun, și atunci tot ce urma, știi, ce ieșea din mâna omului, spiritul ăla care însuflețea scrierile lui, era spiritul de ură la adresa omenirii. Era spiritul de sacrificiu ritualic pe care, culmea, îl vedem peste tot. Ideea asta că trebuie rași unii ca să trăiască alții, foarte interesantă, o spunea, cred că, Deng Xiaoping, marele arhitect al Chinei moderne, între ghilimele. Care era tot de inspirație rusească. Pentru că ăla e spiritul. Da. Partidul ăla chinez a fost comunist. Satelit al Chinei, al Rusiei. Satelit pardon. Al Rusiei. Sau da, al RSS-ului, adică. Ce zicea Deng Xiaoping? Trebuie sacrificați 5% pentru ca ceilalți 95% să trăiască. Ideea asta de... Și atunci, cred că lucrurile astea... Iarăși vorbea Gorbaciov la un moment dat. Uitați, am găsit prin arhiva... Una din arhive îmi scapă, nu mai știu care. Și pomenea de nume, toți, cu tare, li se dădeau cote de omorât. Discursul e celebru, găsiți pe YouTube. Li se dădeau cote de omorât pe vremea Lenin Stalin. Și ei cerau mărirea cotelor. 17.000, 8.000, 10.000, 25.000. Era o bălăceală în moarte. Și se știe că ceca pe vremea nebunului ăluia... O morală pe bandă. Da, mă gândesc, necavede. N-aș vrea să fiu în pielea unui ucrainian care știe istorie și care ar trebui să se pupe acum cu... Ei urăsc. Exact, cu mulți Rusia. Ucrainieni urăsc. Pentru că spuneai mai devreme de episoadele acelea în care și ucrainienii au pățit-o și da, mult mai mult decât moldovenii. Tinerii, iarăși, nu știu ce s-a întâmplat. Satele au fost înconjurate de armatele... de soldații lui Stalin și oamenii înăuntru, dacă voiau să iese, de acolo erau împușcați. Stând înăuntru, trăiau, dar n-aveau ce mânca și încet, încet s-au mâncat unii pe ceilalți. S-a ajuns la episoade cumplite de canibalism, tolerate de Stalin, dorite de Stalin, aplaudate de Stalin. Și te întreb, ce a fost în mintea lui Stalin, gruzinul Stalin, când a făcut asta? Satanizare, nu știu că era mintea lui sau era doar o unealtă, n-are nicio importanță, că lucrurile alea curg de undeva. Astea, episoade de canibalizare s-au întâmplat și în timpul marii foamete în China. Există chiar cărți scrise de pastori catolici, care mai erau pe acolo pe vremea respectivă, în care documentează ce oror vrei tu. De la adunat sate și jupuit țărani de vii în mijlocul satului. Da? Chemați copiii acolo. Lumea nu înțelege lucrurile astea. Lumea trebuie obișnuită cu moartea. Trebuie ca moartea să devină banală. Ăștia erau oameni. Trebuie să trezim în oameni patimile josnice. Asta era un citat din Bakunin sau vreun alt corifeu din ăsta ticăloșit. Deci oamenii, astea erau niște chestii cu care ei vreau să ți le inoculeze. Mai târziu, bineînțeles că nu mai trebuie să strângă tot satul să vadă lucruri de genul ăsta, cu copii, cu tot, care erau închipuiesc că aduci copii de școală și jupoi oamenii de viu sau le scoți inima în mijlocul satului, mă înțelegi? Da. Îi șochie, asta urmăreau, să te obișnuiască și să încet, încet să devii ca ei. Era un exercițiu de dresură ăsta și a fost peste tot, inclusiv la noi. Oamenii ăștia trebuiau să ne obișnuim încet, încet cu brutalitatea și cu teroarea respectivă și să devenim încet, încet ca ei. Asta e scopul și durata vizitei. Ăștia sunt oameni. Dacă te uiți la Wuhan, când s-au sudat la anumite blocuri le ușile... Le sudează în continuare. Da. Când au sudat și sudează uși, cum bine zici,
E același lucru, îi condamn la ce? Au mâncare, nu au mâncare, ei întrebat? Nu ce o să mănânce când le mai, le mai lasă la balcoanele de sud, de la etajele superioare, le mai lasă. Există o grămadă de povești cu, de genul ăsta, dar nu interesează pe ei. Nu interesează. Mi se pare același lucru, că îi condamn la, îi sigilezi undeva, îi închizi, le rupi orice punte de comunicare cu lumea, le rămâne să iasă în balcon și să cânte. Unul din pilonii, foarte interesant, cred, unul din pilonii acestor experimente sociale pe scară largă, planetară, pe care continuăm să le facem de ceva vreme, de la Comuna din Paris, nu mai vorbesc, dar chiar și pe vremea, vorbim de faptul că ăștia erau niște turbați și chinezii erau niște turbați. Există ce s-a întâmplat în Vandea, pe vremea Revoluției franceze, când au măcelărit, au ras, nu știu, 60.000 de persoane, femei, copii, n-aveau nicio problemă. Da. La baionetă, francezi. Exact. Dar pe rețeta, așa zisă... Catolici. Exact. Da? Catolici care, culmea, pe vremea respectivă, ca să vezi cum vine treaba, formaseră o armată a albilor, așa cum era și aia în Rusia. Se chema la fel. Da? Și erau împotriva ăstora. Răsculaților. Radicalilor. Dacă mi-aduc aminte ce făcea Ku Klux Klan în America... Cumva altfel. Acolo negrii nu se răsculau, e cu tot o altă discuție și motivele, dacă mă întrebați, veniți cu totul altele. Acum, problema e așa. Ăștia, Hollywood, nu trebuie să te mai duci în mijlocul satului să vezi cum îi jupoaie pe ăla. Trebuie să deschizi televizorul. Exact. Băi, nu vreau să fiu foarte... Vezi filme despre pandemie, despre invazie de extraterestri, despre... Asta nu-i vezi decât dacă te duci în zone întunecate ale internetului. Despre horror, filme horror cu 7.000 de vampiri și zombi și toate nenorocirile. Da, ăștia sunt oameni. Și creierul e familiarizat, nu mai te duce în mijlocul satului, nu? Vine în mijlocul satului la tine. Și n-ai nici măcar... de pe vremuri bufonul care să bată în geam și să spună alo. Ba, mai sunt bufoni, dar sunt foarte minimizați acolo într-un colț, pentru că întotdeauna nu asumă și nu audiență. Eu cred că de fiecare dată când semnezi pactul ăla, când semnezi pactul, știi? Când semnezi pactul, întotdeauna vine cineva și zice: "Ps, ps, da, știi că semnezi." Ne trezim la sfârșit că tu de fapt ai să spui că nu știi ce ai semnat. Că nu știai că te-am, nu. Adică te îmbrobodim, dar nu te îmbrobodim de tot. Pentru că tu trebuie să fii responsabil pentru semnătura aia. Da? Pentru că altfel bate în câmpul. Ca să-ți fie opozabilă. Exact. Da. Pentru că trebuie să te sponsorăm cu hârtia aia. Corect. Pentru că dacă nu știi și nu ești prezent când o semnezi, nu o să pui. Adică trebuie să fii conștient ce faci. E întotdeauna. Asta e una dintre regulile metafizice. E corect din punctul de vedere al zonei, zonei negre, pentru că zona neagră zice, dom'le, cum te putem trage în țeapă dacă tu spui n-am știut, n-am cunoscut, n-am știut, noi avem senzația am fost tras pe sfoară, am confundat. Da, da. Dom'le, negru pe alb, asta faci. Băieții ăștia cu darwinismul au senzația că universul ăsta e așa un fel de întâmplare întâmplătoare și na, amiba aia tușește să împiedică, să dă cu capul de pereți și se transformă brusc într-o veveriță. Știi ce vreau să spun? Care e infinit mai complexă și are cu totul alt genom și... Dar cumva, întâmplător așa, s-a întâmplat cumva că, uite, a devenit ceva mult simplu, evoluează în ceva de o complexitate incredibilă. Adică, bun, știi? Și totul e un haos. Dar, de fapt, eu aș zice că nu e deloc așa. Măcar sfidează și legile fizice. Dar asta e altă discuție, nu vrem. Că mi-au scris fani de-ai mei și au zis, mă, nu mai intra cu legile fizice, că pierzi audiența de pe internet. A. Și zic, bine, mă, nu e nicio problemă, nu știu cum o să rezolv treaba asta, că până la urmă toată lumea se uită la... Dar eu mă întreb, tu ții la audiența discuție de pe internet? Eu țin la audiența după internet atâta timp cât... Audiența? Iarăși, de exemplu... Dacă ai comună măsură, audiența de pe internet, dacă seamănă cu tine, te privește. Dacă nu seamănă cu tine, schimbă canalul, se duce la chiloței. Simplu. Da, deci e foarte interesantă întrebarea asta. Vine lumea și îmi propune prietenia și eu o accept în principiu. Am o singură regulă. Dacă vă văd că distribuiți știri pozitive despre corifeii PSD, vă rog să nu mai veniți la mine pentru că nu vă accept prietenia și n-am să o fac niciodată. Ba mai mult de atât.
dacă prind pe cineva dintre prietenii mei că vehiculează știri, și fără, nu vreau să fac poliție sau ceva, dar știri din astea absolut grosolane despre ce a făcut bun unul sau altul dintre ăștia de la PSD, părerea mea, și asta e persoana mea proprie, nu e vorba de Epoch Times aici, eu vă scot de la lista de prieteni imediat, pentru că nu cred că PSD-ul ăsta a făcut ceva bun pentru România vreodată, de când s-a născut. Vorba okay? domniței Ștefănescu, care e femeie, dar a avut îndrăzneala să o spună și o admir pentru asta, ar trebui, pentru înșirate toate belelele făcute din, de la înființare și până în prezent, și lustrat partidul ăsta, ca să nu spun scos în afara legii. Scos lustrat. În afara legii de îndemult, pentru că e un partid lustrat. De, un partid Nene, de nu mai ai de țară, voie, nu mai ai voie vreme de 30 de ani să te apropii de putere. Au fost. Ce să te apropii? Deci, în primul rând, că toată lumea zbiară că România a ajuns în harul în care a ajuns și că ne-au vândut, domne, economia pe 3 lei jumate. Da, domnule, și cine a vândut-o? Nu ei. Ei au vândut-o. Da, dar le place să spună că alții. Ei, nu, știu. Ei au vândut-o. Poți să fac 10 emisiuni să demonstrez pe bucăți și 80% din economie. Roma nu era prim-ministru lor care a zis, băi, și atunci, da, 80% din economie s-a vândut prin metoda MEBO, care e cea mai mare ticăloșie la adresa poporului român. A vândut 33% pe un preț de nimic și după aia până la 50% a mărit individul la 51%, a mărit capitalul social, deci practic te-a înșelat cu totul. S-a făcut, deci 80% din economie, cu lista întreprinderilor, cu lista valorilor, s-a dat de către guvernul Năstase, Adrian Năstase. Și când iau de astăzi că spun că e cel mai bun premier al României, vine să mă duc să mă urc pe vârful Himalaya și nu știu să urc. E și greu, plus că se pe Everest, adică pe Himalaya sunt mulți munți. Se dezgheață, deci, și sunt o grămadă de oameni morți pe acolo. Exact, îți vine să te tot duci, pentru că mint cu un tupeu fără de margini. Deci nu, te simt bine când mint. Te simt bine când îți spun că albul e negru. Ăla e un mod de viață. Da, probabil. Lumea nu înțelege că de-aia unii nu ne înțelegem cu ceilalți. Mă, cum poate lăsa mintă ca un porc? Asta e o sintagmă, nu? Deși porcii nu știu dacă mint. N-am înțeles niciodată limba lor, dar știi, unii nu gândesc ca ceilalți. N-ai să reușești niciodată să gândești ca un psihopat. Știi ce spun? Din cauza că nu ești. Atâta vreme când nu ești, nu înțelegi lipsa de empatie, nu înțelegi de ce genul ăsta de oameni nu se gândesc niciodată decât ei, sunt ei și ei sunt în centrul lumii și tot ce e în jurul lor, inclusiv soarele de pe cer, e o resursă care trebuie să le stea la dispoziție într-un fel sau altul. Da? Nu au niciun fel de... Soarele se învârte după ei și lor le se cuvine. Nu știu să empatizeze de niciun fel. Văd oameni care, semeni de ai lor cumva, nu sunt semeni, mă rog, sunt din aceeași specie. Nici asta nu știu dacă e adevărat. În sfârșit, cu picioare lupte și nu știu să... Nu înțeleg ce înseamnă mila. Nu au capacitatea de a avea compasiune. Deci, niște bucăți din creier complet prăjite, ăștia sunt, și mulți dintre ei încă se află la butoane. Dar și părerea mea sinceră e că nu pentru mult timp. Da, Dumnezeu, să-ți fie gura urită. Păi da, nu știu, că toată lumea zice, domne, am chiar o postare azi și cineva. Iarăși, noi am vorbit foarte mult, că toți suntem bufoni astăzi. Nebuni de la curte. Domne, foarte interesant, că suntem în contratimp cu media. Știi? Noi, cu emisiunea asta și Epoch Times, pe care îl conduc eu, suntem foarte în contratimp. Și aș vrea să vă explic un pic. În primele luni, când toată lumea zicea așa, e un virus amărât, dar asta e amărâtul ăla, n-o să ajungă în România. Dar nu se plece din Asia. Este controlabilă. Nu se transmite de la om la om. E mai slab de 10 ori decât gripa. Așa. Nu e posibil să se ajungă la pandemie. Și vin acum și spun, multe erau ale băieților care conduc sănătatea publică. Da, OMS-ul. Nu închideți granițele și fluxul de mărfuri și de persoane. Organizația Mondială a Sănătății ne recomanda să stăm așa, să zburăm de la unii la alții. Am publicat azi un articol... Spania e dată în judecată, foarte interesant articol, foarte. Spania a dată în judecată pentru că guvernul spaniol, pentru că oficiali înalți ai guvernului au scos lumea, au cerut oamenilor, i-au îndemnat să iasă în stradă pe 9 martie, pe 8 martie, de ziua internațională a femeii. Ieșiți, manifestații, nu știu câte manifestații în Spania, deși era epidemia atunci. Pe vremea respectivă era deja declarată, da?
Și guvernul austriac a fost dat în judecată de către, da, bun, pentru că au stațiunile de schi pe care noi le-am închis deschise. Și care au îmbolnăvit toată Europa. Puțină lume știe. În Milano a fost un meci de fotbal foarte important. 40.000 de oameni din Bergamo au fost în tribune. Da, și o galerie însemnată spaniolă. Că ambele, se spune că de acolo s-au îmbolnăvit ambele țări de acel meci de fotbal. Au existat șușanele de-astea băgate prin majoritatea țărilor, inclusiv în Statele Unite, să știți. Trump a blocat granițele, i-a luat pe aia de pe o altă Diamond Princess din Yokohama, o navă de croazieră. O nebunie a fost pe nava aia. Ce s-a întâmplat acolo de sus până jos? Nu vreți să știți și nu o să găsiți foarte multe materiale. Trebuie să treci pe surse închise să le găsești. Apropo de ce s-a întâmplat pe nava aia. Bun, e un spațiu închis. Toată lumea știe că sunt toți grămadi unii peste alții. E clar că i-a luat pe americani de acolo, vorbesc de Trump, i-a dus. Nu i-au ținut nici măcar nu i-au ținut în carantină de 14 zile. Au spart-o în ziua a 13-a. Și Trump n-a știut, a aflat foarte târziu. I-au luat, i-au dus pe niște baze americane, i-au eliberat și de acolo înainte. Cum i-au luat? Că erau îmbrăcați cu cei care au venit să ia, aveau butelii de oxigen. Nu, aia era filmarea pe care ai văzut-o tu și cred că mai este încă. Nu aveau butelii de oxigen, aveau hazmaturi de level 4. Păi deci aveau combinezoane cu stație de filtrare pe spate. Așa. Ăla era primul charter care a scos americanii din Wuhan. Deci mai mult decât oxigen, îți filtra orice aer, îl luai să-l inspiri, nu? E hazmat de laborator de nivel 4. Cu ăla poți să intri și să joci fotbal pe lângă virus de antrax pe pereți și sau de pe tot lângă ce vrei. O zonă iradiată nuclear. Nu, nu are legătură. Nu are legătură, bine. În zona iradiată nuclear nu o să te scoată, pentru că sunt niște... Niște pânză cauciucată. Acolo e altă discuție. Zona iradiată, intrăm mai încolo. Nu, glumesc, ok. Întreb, că nu știu. Erau hazmaturi de nivel 4, foarte interesant. La filologii nu poți să le cere așa multe. Știau despre ce e vorba, ok? Da. Asta înțeleg. Arată că toată lumea, erau niște avioane militare din alea fără niciun fel de, niște hale pe cu aripi și filma cineva cu un telefon. Da, ăștia erau. Deci, ca zic așa, știau. Ei, bun, nu și-au luat riscuri, ok? O să zică lumea, nu, domnule, e o întâmplare. Toate astea sunt niște întâmplări. Păi ce, Putin, cu ce dispozitiv s-a dus când s-a zis? Alu Putin era mic, era nimic față de ce purtau băieții. Oricum îl apăra, deci s-a dus cât să se simtă în securitate, dar să ne arate că s-a dus să fie solidar. Aveau cele de filtrare din alea, de le ții pe spate, că sunt prea mari și prea complexe ca să le ții oriunde altundeva. În sfârșit, să știți că toate astea... Dragi boieri dumneavoastră, sunt niște coincidențe. Faptul că este ăla cu guvernul mondial pentru a stăvili toată această nebunie. Și noi, o spune explicit, și adică... Și ca să revin, noi am zis... Ăla fiind Gordon Brown, fostul premier al Marii Britanii, cel care a condus, să zicem, celula de criză la recesiunea din 2009, pe motiv că înainte fusese ministru de finanțe al Marii Britanii și știa cum e cu banii. De deosebire de alți prim-ministri care au afon în materie de finanțe. Da. Și acel domn care nu e oricine, că eu am rămas, eu niciodată n-am trăit greșire, cum mărturisesc. Am hutuchit pe oricine îmi spunea de ocultă, guvern mondial, du-te domnule, deci crezi toate prostiile. Ca să ajung la vârsta asta respectabilă, să cadă așa un satelit în cap, adică domnul Gordon Brown vine și spune pe față și bun, el zice... Zice, dar trebuie cu un guvern mondial pe o perioadă restrânsă, naiba, știi, că așa a zis și domnul Victor Orban, că pe perioadă restrânsă. Restrânsă e și îi mai iei lui prerogativele când mai vede eu ce a făcut. Eu sunt informatician. Dar problema mea următoarea, nu că a zis-o Gordon Brown, că toată presa mondială, în afară de faptul că pe aici, pe acolo s-a inserat câte o știre, a tăcut politicienii tac. Nu se ofuschează nimeni. Jurnaliștii tac. Unii spun, era de așteptat asta de mult, adică era și de dorit, adică hai să ne pupăm pe creștet cu un guvern mondial, ne place. Toată planeta tace. Și era cât pace să zic că am îmbătrânit degeaba, după care am zis, nu, n-am îmbătrânit degeaba. Chiar deloc n-am îmbătrânit. Acum? Abia acum înțeleg cât de fraier am fost. Zici? Da. Păi n-ai fost, că momentul se coace acum. Da, mi se pare. M-am trezit cam târziu, trebuia să mă trezesc mai devreme. Sup. Dar acum eu sunt informatician și la noi, adică... la băieții ăștia care suntem și am făcut și producție, deci am fost, mă rog.
Am avut grijă de sisteme de producție de la, mă rog, care stau în picioare tot timpul. Când vii unuia și n-au voie să cadă. Când vii la unul ca mine și zici, domne, avem, uite, propun o soluție temporară, toată lumea râde că soluția temporară tu nu mai scoți din priză niciodată. Serios. Soluția temporară, Da, da, naibii soluție temporară, deci, are un... Prima victimă dintre democrația COVID-ului este democrația, pseudo-democrația. Liberalismul ungar a căzut de tot, adică acum e dictatură curată. Și 19-19. Și 19-19 a mai căzut odată. De era gubernie rusească, a trebuit să mergem noi cu mareșalul Prezan, cred că era. Da, și-a uitat. Și să dăm cu sabia în băieți. Nu, n-a uitat, tocmai aia e problema, că n-a uitat. N-a uitat nici ei, nici Rusia, care păstorea gubernia aia rusă. Că gubernia aia care zicea rusă, se auto-intitula rusă. Crezi că era de capul ei? Hai să fim... Da, nu știu, dacă e vreun prost pe aici, nu cred. Nu, studiul ăsta, nu. Deci ne mirăm de ce am luat-o în halul în care am luat-o după război, din motive. Deci, dragă Uniunea Europeană și dragă NATO, ia act de faptul că ai o frumoasă dictatură la Budapesta și o să iei prerogativele pe care tocmai și le-a acordat domnul Orban. Când ți-ai vedea tu ce a făcut nu, ochii tăi? Nu sunt băieții ăștia cei care au băgat mortul în casă în sistemul financiar cu banca de minunăție Rusie, păstorită de... Banca internațională la care era Teodorovici, care are sediul la Budapesta, mutat din Rusia și care tocmai ce e imun, adică nu poate fi cercetată de nimeni. Când am publicat clauzele pe care le-a semnat Orban, apropo de banca aia, prin care Ungaria se obliga, da, se tracă pe trotuarul celălalt. Când n-aveai voie, nu aveai voie să-i accizezi nici în viitor. Ni la nimic. Nu ai voie să-i anchetezi. Nu ai voie să impozitezi. Nu ai voie să intri în clădire sub nicio formă. Paza e asigurată de tine. Deci ziceai... Bă, mai rău ca ambasada, știi? Adică dar nu ai voie să intri... Am început să caut pe toate site-urile. Mă, ăștia sunt nebuni. Scriu nebunii aici. Cine semnează așa ceva? Ei, ăia semnau așa. Victor Orban. Ce frumos e să fii din când în când bufon. Mai spui adevăruri. O să spui adevărul, astea sunt prostii toate, ok? Nu le luați în adică seamă. Adică cum nu e adevăr că... Faptul că, că deja... Stai, ce minciune am spus, prăgmă? Nu semne, am spus că spun minciune, am spus că sunt prostii. Nici prostii nu sunt. Sunt banca cu prerogativele astea s-a mutat la Budapesta, Gordon Brown vrea guvern mondial, are tupeu să-l ceară. Așa, provizoriu. Pentru o perioadă. Pandemia trebuie combătută global. Păi jurnaliștii amenință un guvern cu global. Nu știu, 5 ani de închisoare, nu mai știu, niște termeni de absolut pentru știri neadevărate. Domnul Orban, îți dai seama că orice poate fi încadrat la neadevărat? Bineînțeles că vine cancelarea Orban și se citește. Ce scrie aici? Ce a scris astăzi? Nu e adevărat. Cred că e primul? Mai știu și eu, mai știu pe unii. Erdoğan a început-o și toată Europa a tăcut. Va plăti? Va plăti pentru că atunci când Erdoğan își făcea de cap și aresta zeci și sute de jurnaliști și atâția oameni de universitari și oameni cu carte din Turcia, Europa a tăcut. Și prin asta s-a făcut vinovată. E, acum să zic ce o să fac Europa, că s-a ofuscat Ursula von der Leyen, s-a uitat puțin urât, a zis, ia vedeți voi cei cu Ungaria, băieți, salutați Ungaria din mers. Bun, Erdoğan, că dacă toți suntem bufoni, astea putem să spunem și mai multe. Erdoğan, primul lucru pe care l-a făcut e că s-a urcat pe niște loje. Direct. Corect. Hai să nu ne putem să dăm după masa asta cum vrem. Păi primul lucru pe care l-a omorât a fost masoneria. Primul lucru. Acum, ce nu știe lumea, că e și tot lumpenul care citește, vedeți că e foarte multă dezinformare. E război informațional și războiul ăsta informațional e parte din războiul ăla care până la urmă îți bagă cu stângă și te face... E război hibrid. Că nu știu dacă e atât că de... Că se mai bat unii și altfel decât cu arma biologică. Aici toată lumea citește că masonii ăștia de fapt sunt așa și pe de tot felul de culori și ei. Păi da, da. Iar în Turcia o grămadă... Așa ascuns o chestie pe care vrei să o protejezi. O grămadă de elite. O mulțime de fake-uri. O grămadă de elite. E, și de oameni. Așa e numita elită turcă, de care lumea nu-și bătea joc cum își bat. Bun, elita în România și-a bătut joc România și-a bătut joc de ea și elita de România, astfel încât noi suntem varzi, dar ei nu. Pentru că ei au scăpat de comunism, tocmai prin această conducere militară care a călcat comunismul pe cap, direct și foarte brutal, adică te torturi în închisoare, ce vrei, ce nu vrei. Dar au reușit să țină Turcia până a venit băiatul ăsta aici. Acum nu știu ce o să se întâmple cu Turcia, că mă rog, sau nu vrem să știm, că e în desfășurare, e o piesă, dar
Asta a făcut Erdogan. Primul lucru pe care... E o piesă? Adică, e o piesă de teatru. E una, da, e o piesă. Eu mă uit că Putin îl face în foi de viță pe domnul Erdogan. Depinde. E, nici nu poate să-l facă, nici nu poate să nu-l facă. E complicat. Turcia e un joker acolo. Om trăi și om vedea. E, da, un libero, e foarte bine libero. Poziționat. E joacă la libero, dar, bun, nu știu cât minte are. Știi că lucrul la canal? Și a spus că nu trece pe acolo. Ce o să facă Rusia? Ce o să facă? Să-i sufle pe... Complicat. O să spună, dacă vreți să treceți pe canalul meu, vasele de mică capacitate trec pe Bosforul normal și orice, tot ce înseamnă vas de mare capacitate trebuie să-mi plătească mie Turcia bănuți și s-ar putea să-mi primesc, să spun, nu am nevoie de banii tăi, vasul ăsta nu-mi place. Nu-mi place că are un anumit pavilion, nu-mi place că nu-mi place ce conține, nu-mi place că nu-mi plac ochii tăi și așa mai departe. Așa e când îți faci canal, proprietate personală, da, și Marea Neagră... Va fi lacul rusesc fără ieșire în altă parte, un lac local. Știu eu ce lac va fi, local. Că mai sunt și... Nu, e complicat, e o ecuație cu foarte multe necunoscute și... Știi că gurile rele spun așa, că în aceste zile de pandemie, când toată lumea se uită doar la pandemie, ei, baza, da, de la Incirlik e mutată, ei, cu rachete, cu tot. Exact în aceste zile. N-am auzit mare lucru prin presă, că lumea la momentul respectiv a fost atât de uimită de ce am vrut eu să spun acolo, încât doamna Duțulescu, de pe la unde mai e dumneai acum, a scris un articol, n-a știut ce să înțeleagă din mine. Acum e la Digi. A fost la Antena 3. Pe vremuri... Stăteam și moi, fi comandat sau... Când eram eu redactor șef adjunct la România Liberă, era redactor de politică la România Liberă și mi-era foarte dragă. Păi nu, că nici mie și nu mie. Și acum mi-e foarte dragă. Am nicio dar treabă. Traiectoria este... Păi asta e presa în România. Da? Asta e. Dar n-am știu ce să înțeleagă. Dar e spectaculos să pleci de la Antena 3 la Digi. Eu am... Cine? Te recunoști. Nu știu, în sfârșit. Așa suntem noi, fetele de... E un fel de... Am mai avut Sorina Mateu traiectorii de genul ăsta, de la antenele toate, că era șefa politicului pe toate antenele. La B1, de acolo, da, la realitatea, înapoi la B1, a fost o perioadă și la Digi, dar la site-ul Digi. Eu l-am întrebat pe domnul Traian Băsescu, l-am prins. Am mai povestit asta de 30 de ori, vedeți filmul pe net și cred că găsiți și... L-am întrebat, domne, cum e? Mutăm? Cum vi se pare? Uite, am găsit... Așa a sunat întrebarea. Domnule, am căutat și eu, am băgat și un nasul prin niște hârtie și am găsit o hârtie care... Da, Pentagonului, care zicea că unii generali au zis, unii ofițeri de la Pentagon ziceau că trebuie să le mute de acolo. Păi cam trebuie. Și dacă unde să le mute? Dacă te uiteai pe hartă, ia adu-mă harta aia. Gigele, adu-mă harta și te uiți pe hartă. Și cu, știi că sunt niște lucruri cu avioane, cu distanțe, cu logistică. Vrei să-i dai cuiva cu bombardeaua în cap? Cât faci până acolo? Cum alimentezi? Rezervorul, avioane? Nu e mare lucru, dar trebuie să știi niște... Componentă la scut? Etc. Ce credeți de asta? Foarte, foarte cinstit mi-a răspuns. În momentul ăla eu am avut o stimă pentru... El nu mai era președinte la momentul ăla. Și a tras aer în piept și, mă rog, adică nu se vedea clar că Epoch Times, cu tare, America, presă, biroul este peste ocean. Ce poți să zici acum, poți să crezi ce vrei, că și așa nu înțelege nimeni. Nici doamna Duțulescu n-a crezut, dar mi-a pus... A pus tot ce a găsit ea pe net despre mine, le-a pus așa... A făcut un ghiveci. Și a zis, luați-le pe asta, nu știu. Luați-le și voi. Luați și voi, e și, da, cu mazăre și cu cartofi și cu dovlecel și poftă cu bună și tot ce vrei acolo. Da, a fost ok, știi? Adică i-am zis, domne, trebuie să mă sun, că mă găseai pe undeva, pe un mail ceva, găsești. Sun pe la un băiat de la din serviciu, îți dă mail. Incomod. Pe vremea respectivă n-aveam pagină de Facebook, că eram ocupat cu prostii. Da, mă rog, n-am scris în pen, știi? Bine. Câteodată frica păzește pe peni. O stănăria. Oare. Da, deci așa și Traian Băsescu a răspuns super tare. Atunci mi-am dat seama, după părerea mea, văzând tot contextul și știind și întrebarea cu greutate, adică te întreabă unul de nu știu unde, pe un câmp, ce credeți? Mutăm ogivele alea nucleare aici sau nu? Hai, să fim serioși. Adică majoritatea Mickey Mouse-ilor ăstora, vorbind de guvernul Dăncilă, ce guvern era la adunătura aia de acolo, ce ziceam... A ieșit doamna Dăncilă de la Naftalină. Nu, îți răspundeau. Nu, da, a ieșit ieri. Da, știu. Ce a zis? Ne-a dat o rețetă de armare, ce a făcut. Nu, îi dă lecții ministrului, ministresei de la învățământ. De la învățământ. Mă, asta, da, vezi?
dai nas lui Ivan și se urcă pe divan. Păi asta, dacă bagi prostul în conversație, te trezești cu el acolo, adică trebuie să-i răspunzi după aia. Știi? Tu că știi care cum tot guvernul fost, se trezește un guvern de deștepți. Bagi amărâtul în conversație. Toți. Bă, de ce faci asta? Nemernici ăștia de acum, nu-s bun de nimic. Noi eram foarte tari și mari, dar voi erați vai de capul vostru și trădători pe deasupra. Imunoglobulina, imunoglobina, da? Asta da, imunoglobina. Dom'le, știi, vezi, asta e, asta nu... De imunoglobulina are nevoie doamna Pinta. Ca să-ți dai seama cât de... A, nu mai e bolnavă, știi, nu? Vezi, e bine, mersi. Ca să-ți dai seama cât de praf ești, îți trebuie un pic de rușine, de creier, o oglindă, știi? Te uiți în oglindă și zici, bă, vezi că... Nasol, ai bube pe tot corpul, studești și dă-ți cu cremă mai vială. Nu. Știi? Deci, există niște cuvinte grele în românește pentru genul ăsta de oameni, dar nu vrem să le spunem că e o doamnă, nu, e o femeie, nu e o doamnă și are să fie la ea acolo. Da, ăștia suntem. Acum, ce să zic? Și situație contundentă. Plecasem de la elitele turcii și, dragi români, vă place sau nu, turcii chiar au avut elite pentru că nu au fost exterminate în timp. Nu, nu. Da? Și asta și este... chiar au făcut treabă. Exact. Nu numai că nu au fost exterminate. Oamenii ăia erau conștienți că atunci când tu ai doi neuroni legați altfel decât pălmașul care e ocupat, jobul lui e să-ți crească castraveții. Da? Sau da? Să-ți crească animalele sau ce are el de găina, acolo. Și jobul tău este să-l ajuți pe el să nu moară în vremuri din astea. Să-i spui, bă, nu, pe acolo, nu pe acolo, că tu de la tine de acolo nu știi, că n-ai carte, că n-ai avut timp, că ai stat cocoșat. Ai stat cocoșat pentru toată lumea asta, care e țara asta. Ne-ai dat de mâncare tuturor. Și pentru mine. Și atunci, aia este, ăla e liantul. Spre deosebire de criminalul ăla de Mars, care zicea că, de fapt, toți trebuie să ne urâm bine între noi ca să progresăm. Da? Și uită-te la noi, că suntem varză. Și ne ciondănim România și ne porcăim. România urma cel mai bine rețeta aia. Ne porcăim și ajungem fix în WC-ul, în WC-ul istoriei, dacă nu ne oprim. Da? Am putea să înțelegem că, de fapt, trebuie să ne dăm seama că există niște rosturi. Nu poți să faci tu tot. Și tu, ca intelectual, trebuie să, dacă e nevoie, și asta făceau chinezii, știau că, la un moment dat, vin timpurile intelectuale. Nu sunt așa niște unii care citesc cărți și fac poezii ca proștii și fumează rahaturi și beau, nu știu, absinț sau whatever. Și la un moment dat vine un moment în care trebuie să decontezi viața aia mai ușoară pe care o ai. Și decontatul ăla vine când apare un nebun care pune neamului tău pistolul la cap. Atunci tu trebuie să zici, nu bă, uite, pe acolo trebuie. Și pe ăla sacrifică. Și nu dau voie. Intelectualul se sacrifică pentru că el era unul dintre ăia aleși, mai răsăriți decât tăilați de acum. Și rostul lui era când, da, el stă pe o gălușcă pe un deal mai înalt decât restul amărâților, care nu au șansa să fie acolo. Da? Și nu e, ideea nu este dușmănești, da? Ci să-ți asumi responsabilitatea socială a locului și pe care l-ai. Și să nu fii arogant. Nu e vorba de aroganță. Ba, e vorba și de aroganță. Că e vorba de aroganță. Degeaba nu te dușmănești dacă nu te uiți și nu ți-e milă. Ce spuneai mai devreme? Că nu ești capabil de milă și de empatie. Bun, asta, nu știu dacă a făcut asta clasa intelectuală română, dar în orice caz a colaborat cu distrugerea. Bă, când devii agentul distrugerii, ești partea ei. Adică, până la urmă, asta faci. Promovezi distrugerea. Da? Când te duci și pupi inelul, și știu că nu i-a fost foarte greu. Numărăm pe degete dizidenții reale ai României. Asta, aici vine Paul Goma și de-aia toată lumea, mă rog, multe motive pentru care lumea îl urăște pe Goma. Dar Goma a fost musca din supă a mediocrității intelectuale. El a demonstrat, printre altele, că se putea, da? Se putea să nu colaborezi cu porcii ăia care siluiseră poporul român, da? Și să le spui. Mă, nu înscrii lui Ceaușescu și îi spui, băi, eu cu doi oameni cărora nu le e frică de securitatea asta, eu și tu. Da. E chiar buba, e ca buba pe fața intelectualilor care asta făceau. Și am văzut intelectuali de faimă care acum se străduie să ne spună că a fost tutemist, că a fost specerist atunci în 68 când invazia Cehoslovaciei. Și tu te-a fost legionar și exact. Comunist și ce vrei tu. Așa de urât, nu, da, mă gândeam, domnule, am înțeles, nu l-ați suportat o viață, l-ați înjurat și pe vremea lui Ceaușescu, l-ați înjurat și după Ceaușescu, l-ați înjurat și acum la moarte. Adică măcar la moarte puteau să se abțină câte unii. Nu au făcut-o. A avut un rol care a fost și rolul, după părerea mea, al lui domnul Coposu în politică. De aia nu-l plăcea nimeni. Nici măcar când s-a dus în turneul ăla lui peste ocean, nici acolo nu prea l-au plăcut. A
A fost hârtia de turnesol, i-a arătat fiecare intelectual știi? Român câte parale face. Pentru e adevărat, că... s-a certat cu toată lumea. Pentru că, și vorbesc de Cornel Copos, am ajuns peste ocean, s-a vizitat cu băieții ăia și n-a ieșit cu... A ieșit cu rest. Mm-hmm. De ce? Pentru că s-a dus și a zis, bă, aia nu, eu nu mă bag, aia nu mă bag. Da? Și până la urmă a rămas ca ei. Pentru că era o societate deja decăzută. De aceasta era deja această zodia psihopaților pe care eu o cam vântul pe internet. N-am să mă opresc. Pentru că rolul meu ăsta e să fiu, și nu e de bufon, nu. Să bag degetul. Da, rolul e să arunc, nu, să arunc cât o cheie la franceză la spite. Da. Câteodată bagi, cum se cheamă, bățul. Mai sunt 10 minute, cum vrei să ți le acoperi, domnul? Vreau să mi le acoper foarte frumos. Bufon Adrian, cu niște filmulețe. Întreabă doamna bufoniță. Cu niște filmulețe, regia, există două filmulețe, stați așa, că ne-am luat cu măcăneala. Ne-am luat cu măcăneala pentru că, uite, e un moment din ăsta absolut istoric. În momentul în care ai mai mult de jumătate de omenire băgată în casă. Da, bă, 3.500.000 de oameni. În momentul în care ai... 3.500.000.000, pardon. În momentul în care programele de bailout a economiilor nu mai sunt, nu le mai numărăm în zeci de miliarde. Nu, am plecat de... Milioane. Câte 10% din PIB. Da. Da? Deci, practic, nu mai există capitalism. Există doar bullshit. Și piața liberă când vine Fed-ul și zice... Dați drumul că noi suntem pe... La fabrica de bănet. Care băgăm aici, băgăm în conturi cât vreți voi, cifre câte vreți. Poți să am, cât loc ai, mă, acolo? Cât ai? Ai 15 digiți? 25. Bravo, bagă mare. Și contează că nu producție, nu acoperire. Vorbește nimic. Trump cu Putin la telefon. Hai să propășim și noi țiței ăsta, că ne ia dracu pe toți. Prea jos. Și crezi că s-a întâmplat ceva? Saudiții fac prăpăd azi. Da. Păi au auzit, auzit că s-au înțeles într-un fel sau altul. Ei, și se fuge și după aur, că și ăsta a dispărut. E greu de transportat. Nu, n-a dispărut. Aurul e bine. E pus bine. Căutați-l în China. Da. În anul 2013, 2014, 2015, domne, aveam rapoarte. Și cum sunau cât unele rapoarte? Sunau în felul următor. Erau surse, ca zic așa, aproape deschise. Mă rog, ajunați-vă cum puteți. Transporturi blindate cu armata. Prin Hong Kong. Păi când știi ce urmează taburi pline cu aur. Ce belea trebuie să faci normal când ți-ai stocat bănuțul. Deci cine îmi zice mie că... Dar iarăși, încă o dată, domne, să nu credeți că a fost din laborator. Ne spun toți ăștia mari oameni. În fiecare zi apare un raport în care suntem asigurați că nu e domnule în laborator. Niciodată. E fabricat de lilieci. L-au făcut lilieci. Înțelegi? Cu sau fără intermediar, dă-ne filmele Adrian Stoza. E tare frumos să fie 1 aprilie, aș vrea să fie mai des. Nu, stai că nu vrem să ne... Hai că nu, mai lăsăm și pe acum, poate o să fie, poate mai prindem și aprilie. Și noi o zi a bufonilor când ni se cășună așa. Poate, ziua o să mai prind, poate mai prindem 1 aprilie și anul viitor. Mai lăsăm și pe anul viitor, știi că hai că nu e după aia. Că știi ce se întâmplă? Nege așa. Se supără Elon Musk. Urcăm cu picioarele pe toate alea. Și așa lumea zice, băi, ce spui tu pe acolo, băi, nebun. Se supără Elon Musk, mă. Că și el era considerat nebun și acum a trimis mașină în spațiu. Îți dai seama. Care sateliți. Bun, hai lăsă. Unicii umblă în turmă precum niște griște. Două lucruri aș vrea să vă atrag atenția asupra. Vorba o frază din engleză. Englezii au fost avertizați că vor putea avea blackout-uri, întreruperi de energie electrică. Ah, ce frumos. Știi? Și alumnări, copilași. Zic. Poate vă vin de biserica ortodoxă a noastră. Dacă ni se pare că înțelegem enormitatea acestei crize, părerea mea că ar trebui să ne mai lăsăm acolo un buffer în cap. Dar ca să nu ne lăsăm uimiți foarte tare. Până să ne dai filmul, tu mi-ai spus că eu n-am apucat să citesc că Mike Pompeo i-a rugat pe americani să se întoarcă acasă. De urgență. Imediat. Imediat. Ha! Nici nu vreau să beau cafea, că rămâne îngheț, o beau mai încolo. Așa a zis dânsul. Vlad, ce film ne dai? Ne dai filmul cu... Sunt două filme cu ce se întâmplă în China. Hai, vă rog. Hai să dăm să vadă și restul lumii. Că... Au început scandalurile. Ce să... Oamenii n-au să ceartă pe chirie acum. Mm-hmm. Bă, eu am stat aici, dar n-am avut bani. Ce faci cu chiria? Hai să vedem. În două orașe diferite. E frumos. Hai, dă-ne un film. Oricare. Ce
Ăsta ar fi unul dintre filme și zici, domnule, ce cu aia? Niște chinezi strânși pe stradă și care e treaba? Care e mare șmecherie? Că uite, au țin plancarde și țipă că vor bani. Păi nu, da. Bă, la în care se urcau pe mașină, am dat ieri, mai vrei să-l dai odată azi? Nu, nu vreau, că nu. Au răsturnat mașini pe pod treabă. Și... Nu, și dar aș vrea să atrag atenția de ce cred eu că este important. Pentru că genul ăsta de lucruri nu puteai să le filmezi. Pentru că până se strângeau doi oameni, în China există poliție la fiecare colț de stradă. Corect. Și totuși sunt 200 de milioane de camere, de la vederi, cifra oficială. Recunoaștere facială. Vrem să vedem că, uite, încep să se certe. Da. China cu Statele Unite. S-a scurs în presă un articol, un document de intelligence din comunitatea americană, care spune că ăștia au mințit cu numerele, da? S-a scurs în presă. Cum au fi plouat așa pe burlan și a venit la noi, da? Bun. Ce se întâmplă de aici încolo e că o să-și dea cu par un cap unii la alții, da? Corect, costă mult. Închipuiți-vă acum dacă eu, care sunt firmă chineză, Hikvision e una dintre ele. Băi, acum nu o să mă dați în judecată că țipă ambasada chineză la mine. Că eu mai nu dă comunicate. Și ambasada chineză țipă la mine. De ce nu liniște? De în 2002 când m-am dus și m-am întors bătut de acolo cu coastă ruptă, țipă la mine. Adică poți să crezi țipa... că s-a luat de canal deci de Republica și alte site-uri. Și alte site-uri, dar nu le spunem care sunt. Nu le și spunem. Persoane. Da, și persoane. Mă bucur. Așa. Știu că toată stima noastră și mândria Ceaușescu România. Bun. Gabi Firea și China. O să-și dea în cap din ce în ce mai tare. Închipuiți-vă că eu sunt firmă, o oarecare firmă, care produce camere de luat vederi, pe care le avem și noi pe aici. Apropo de băieții de la Alo, Alo. Dar nu așa de multe ca în China. Aia, nu sunt bani, că trebuie să mai bine furăm noi decât să luăm camere. Adică. Mai bine punem panseluțe. Exact. Și toate storiile astea de milioane de camere se repet pe internet, că fizic n-au cum să repede, dar se repet pe internet să arunce în... Dar atunci internetul în aer. Știți ce se va întâmpla? O să cadă tot. Tot. Deci așteptați-vă. Eu nu sunt guvernul britanic să vă avertizez că vor urma blackout-uri pe curentul electric, dar vă spun că numai, adică dacă se ajunge la faza aia, uitați-vă bine pe Netflix-ul ăla, că nu știu dacă îl vedeți chiar în fiecare zi. Asta nu vreau un scenariu apocaliptic de ăsta de bufoniadă, de ăsta de 1 aprilie, da? Bun. Hai să vedem filmul al doilea, cu totul alt oraș, cu totul alt scandal, genul ăsta de lucru nu apucai să le filmezi, că veneau aia și îi băteau. Da, dar nu se... Îi luau, îi băgau în dubă. În China, eu când văd din astea în China în stradă, mi se pare că văd 21 decembrie la noi, adică într-o stare de dictatură în care nimeni nu suflă, în care știi foarte clar că te pot recunoaște pe o peliculă. Povestea cu măștile le-a prins bine, că sunt mai greu de recunoscut. Sunt mai greu, dar unii nici nu poartă, nu știu dacă ai observat. Da, îți bagă picioarele, nici nu mai stau de nimic. Deci al doilea filmuleț, Vlad? Și o știre de pe blogul lui Jennifer Zeng, care este una dintre persoanele care... Jennifer Zeng e practic în Falun Gong, a stat prin pușcării, prin China, i-au făcut tot felul de porcării, au torturat-o, a reușit să scape. Nu-i urăște pe chinezi, că sunt oamenii ei, are rude. Da? Un document intern oficial a sugerat ca oamenii să cumpere produse alimentare pentru 3-6 luni. În Chongqing. Zic, documentul de ieri. Așa o fi speriat partidul. Cred că înainte de deschisese cinematografele. Aș vrea să nu produc panică în România. În România cred că nu e cazul. E vorba de ce li se întâmplă lor. Da. Este un lucru cu totul separat. Partidul ăsta stă pe un butoi de pulbere pentru că a făcut mult prea multe crime. Ăștia în România, la un moment dat, partidul s-a oprise din măcelă reală. Erai deja dresat prin teroare, doar îți arătau bățul, dacă iau un Goma sau un Andrei Ursu sau cine mai făcea scandal. Toraschiv. Îi luau, îi băgau pe Cornea. Delicte penale, de cazuri de-astea. Da. În China, mașina de omorât nu s-a oprit niciodată și o făceau cu o bestialitate cumplită. Trebuia puterea să se poartă, adică trebuie, da? Deci nu e.
Trebuie să-i faci praf pe aia, că altfel lacrimele pe care le-ai făcut, știi? E ca în cartelurile mexicane de traficanți. Devin din ce în ce mai turbate, pentru că un cartel nou trebuie să-și facă spațiu în mizeria aia, dar ce faceți? Trebuie să lupte cu toată lumea, poliția, celelalte carteluri. Trebuie să fii mai turbat decât aia, să faci lucruri mai ciudate, să fii mai nebun, să fii mai... ca să te impui. Altfel n-ai cum să te impui. Asta se întâmplă când societatea devine o mare grădină zoologică. Din păcate, timpul nostru a expirat, am mai și depășit un minut. Îmi pare rău. Da, e o emisiune frumoasă, ne oprim aici. Ne oprim. Pe mâine, când o să redevenim serioși. Dar astăzi am fost neserioși? Puțin. Toate cele.